Bună ziua, bine v-am găsit într-un episod, vă super pe vicei, canalul Șoarecului, nu-i canalul meu, pentru că am decis să-i fac Șoarecului o surpriză, i-am luat ceva, am primit de fapt un colet foarte drăguț, care eu cred foarte mult că o să-i fie de folos și de ajutor. Va fi un episod special ăsta și foarte, foarte distractiv. Hai să vedem unde e Șoarecul și ce face. Că mă duc să iau eu cutia. Șoarec! Da! Ce faci? Bine! Deci n-ai putut! Nu, stai! Deci, ce? Eu nu sunt sigură, dar... Cred că asta trebuie. Boss, dar nu așa! Boss, nu așa să fac unboxing-urile! Foarte distractiv! Super! Da, auzi, aia așa trebuie. Nu puteai să-i deschizi capacul? Pe asta nu știam, dar ce mă întreb? Ce aia? Aia cu ce? Sensitive design. Stai. Stai un pic ca să-și facă și focusul, măi. Aha, super. Yes. Hai ca să vă zic eu. Nu, eu trebuie să vă zic. Șoarecu și-o spart telefonul. Iarăși. Pentru a 1001 oară. Eu nu mai am bani, bă. Nu mai am bani să mai plătesc ecrane, display-uri și toate alea. Acum are un telefon, telefonul ei vechi, bineînțeles. Și am cerut niște husi dintre astea nebune, pentru că am înțeles că sunt cele mai rezistente din lume. Deci, fii atentă. Rămâi cu telefonul ăsta, pentru că ăsta nu o să se spargă. Până o să vină celălalt și o să avem bani de reparat, îi zic eu lui Robert să nu-l mai repare, să trec la pierdere. Mai degrabă iau o husă de asta. Dă-mi alea! Tu măcar știi care e faza cu Mobil Fox? Da. Ia, care e faza? Nu știi! Se lansează duminică. Prima oară la noi în România, pe duminică. 13 septembrie la ora 6 și... Cea mai tare chestie este că până la ora 12 noaptea aveți 33% reducere. Ideea este să fiți la ora 6 pe site, pentru că va fi out of stock foarte repede cu siguranță. Auzi. Și foarte multe chestii foarte tari. Pe lângă fapt, nu mai vorbi! Lasă-mă face! Da, dacă tu știai lucrurile astea, că și eu le știam, de exemplu. Da. De ce nu le-ai cerut tu? De ce n-ai sunat tu înainte ca să spargi telefonul ăla? Nu m-am gândit asta. Nu te-ai gândit, dar când... Scama, nu? Haide, vreau să văd cât de rezistente sunt. Cică sunt cele mai rezistente din lume. Dar noi va trebui să testăm treaba asta. Da. Și să testăm de la chestiile basic, cum ar fi cum am spart eu telefonul scăpându-l din buzunar, până la, nu știu, dat cu mâna pe masă, pentru că fac și asta de obicei, sau pur și simplu îmi cade din mână. Pur și simplu mă ia trebuie și cade din mână. Și după aia o să încercăm și niște chestii mai nebune. Hai să vă arăt un pic și ce e în acest colet. Am 3 huse pe care vi le-am arătat și mai devreme. Astea sunt. Astea ce mai cool. Astea sunt modelele lor. Această parte e fosforescentă. Ringul ăsta de aici. Și cea mai tare chestie e că puteți să puneți pozele dorite pe spatele telefonului, pe husă. Exact cum... Știu, Ștefan, că vreau. Fele meu. Avem și folie. Folia asta o să încercăm cu. Avem cuie? Ce? Avem cuie? Cuie? Nu avem cuie. Nu? Eu am și eu. Recomandă și eu. A, tu ți-ai pus chestia aia, mi se face trăguat. Da. Mi s-a părut foarte distractiv să spar asta. Să-i spar. Crezi că sunt nebună? Nu cred. Sunt sigur că ești. Sunt 100% sigur că ești. Ia stai așa să-mi pun eu chestia. Nice! Bă, știu că nu o să mai avem probleme de acum. Ce? Și te auzi eu pe ce? Da. Gata. Și folia, și husa. Deci putem să începem testele. Bă, nu. Deci mie mi-o fi frică, mă arunc așa dacă e frică puțin. Ia. Yeah.
N-are nimic, ești nebun, n-are nimic. Super. Bun. Acum, următorul test. Eu îmi bag telefonul în buzunar, nu-mi găsesc buzunarul și merg și cade. Mamă, buz, dacă nu s-aude. M-am speriat un pic, nu te mint. Nu mă, n-auzi că sunt cele mai rezistente. Păi, nimic, nu are nimic. Sper. Ok, hai să gândim la o altă variantă. Ceas, vin, stai. Bă, ți-am dat deja... Doamne, ferește. Ți-am dat de joacă. Dar auzi, dar eu sunt foarte sigur că n-ai treabă. Cred că mai degrabă să spar masa decât... Ia vezi, vezi un pic. N-are nimic, bă, ești nimic, ești nebun la cap, nimic. Hai să vedem, hai să luăm de la ceva, nu știu. Fii atent, gândești repede. Hai mă, bebe, ia gândește ce s-o prind și după aia să... Adică gândești repede, adică think fast. Ia. Care vezi un pic, de-a? Vezi un pic. Deci mie nu vine să cred treaba asta. Păi? N-are nimic, nici măcar husa nu e un pic zgâriată. Uite, foarte puțin aici. Ca să înțelegi gravitatea căzăturilor. Te sunt șocată, nu vine să cred. Da, bă, deci mi se pare extraordinar. Ce, nu-mi pun, adică nu... Nu înțeleg, cum? Desfă un pic aia, să văd. Ce are înăuntru, da, scurez ce are înăuntru, mă. E plastic, dar e plastic. Păi nu, mă, în colțuri, a, unde wow. Cade. Mă, eu n-am văzut asta, hop. Vezi, așa, e. Așa îmi scap și telefonul. Da. Aha, că mi se pare prea nebună. Păi și nu se, dar cum dracu nu se zgârie, mă, frate? A, foarte puțin. Mamă, păi vezi că dacă aruncai telefonul tău, dacă aruncai așa, cu orice husă ești nebun. Și asta ce ai zis că e fosforescentă ăsta, inelul ăsta? Da, da. A, ce tare. Sare fosforescentă. Stefania. Ziua. Cap de lemn. Ia tot. Știu cum aș mai putea sparge telefonul. Cum să-l spargi? De tine. Tot nu ești hotărâtă, nu? Nu ești... Am câteva idei. Da, nu, asta e foarte basic, adică nu cred că s-a întâmplat ceva. Deci mie... Foarte basic, nu? Da. Chiar nu s-a întâmplat nimic. Aruncă-mi-l să văd dacă îl prinde la mașină. Du-te la mașină și aruncă-mi-l să văd dacă îl prinde, ia. Super. Mamă, a căzut direct pe față, ești nebun. Bă, ești prost. Deci s-o zgâria doar folia. Ia folia. Scoate folia. Cum? Cum mai ai merge? Prins-o? Bă, ești nebun, n-are nimic, bă. Mamă, bosule. Deci, a căzut? Fă-le, au căzut pe față, pe ecran, ești. Nu o mai pune, gata. Da. Păi gata. Nu, hai ca asta să fie dovada, să vedem cam cât de rău se poate... Mamă, ești distruge. Da, mă, lăsăm Caterin ca tot ce vreți voi la o parte, mi se pare extraordinar. Deci, boss, îmi stă inima, bine, din obișnuit când îmi cade telefonul să fie, auliu, s-o spart, vezi că ești nebun, a căzut? Pe față, ești nebun. Am o idee nebunească. Ia. Dă să o dau cu... O dau cu mașina pe stil. Am pus folia de data asta foarte prost. Este aceeași folie. Se poate observa aici. Ia, mă. Așa? Ne punem sub pat. Hai. Bine. E doar foarte murdar. Ha? N-are nimic. Bă, peste el? Da, de două ori, n-are nimic. Nimic, ești nebun? Dă-mă folia.
Băi, ești nebun, da? Bine, s-a zgâriat un pic. Mamă, mi se pare tare, băi, ești nebun la cap. Da, asta e gen murdărie, nu? Da. Nu, că eu... Ia, ține camera. Mă duc să arunc. Ce, bă? Mă duc să arunc telefonul, deci nu există. Ai trecut cu mașina peste și nu s-a spart, aruncă-mi de etajul 1. Stai aici. Mamă, o să... Te rog să nu te spargi, stai că-i dau drumul la filmare. Ia, așa. Boss! Nu cred. Boss! Nu! Fii atent, aruncă-l sus, aruncă-l sus, aruncă-l la mine. Cum? Aruncă-l, aruncă-l la mine ca să mă duc mai sus. Da. Nu există, ești nebun. Nu e că dacă l-arunci de acolo, bă, să nu mi l-arunci în cap. Da? Vezi că e încă filmarea, da? Dă drumul la filmare. Este, e, nu s-a oprit filmarea. Ia. Ha. Nu există. Nu, refuz să cred. Băi, n-are nimic, bă. Bă. Aruncă-l tu sus acum. Stai. Stai, dar să vezi tu să nu mi-l arunci în cap. Stai, ca să schimb... să schimb asta. Mamă, mi se pare extraordinar. Ia, stai. Stai un pic. L-am aruncat? Stai, da, stai să scot folia. Pentru că n-are nimic, vreau să... Poți, n-ai, deci n-ai, n-are, e imposibil. Deci n-ai cum. N-ai cum, tu nu înțelegi că eu mi-am spart telefonul căpându-l din buzunar. Nimic, nimic? Victorie! Ce să vă mai zic, nu vă mai zic nimic, o las pe Șoarec să facă outro-ul... Doamne, bă, nu-i, deci nu-mi vin să cred. Deci mie. Eu nu mai schimb cursul asta. Nu mai schimb. Mă jur că nu-i nimic. O să fie foarte distractiv dacă nu să ne jucăm. Vă mulțumim din suflet, Mobil Fox, că ne-ați trimis aceste husi să le testăm. Și nu mai avem ceartă în familie. Practicați... Doamne ferește. Bă, ești prost. Gata, am făcut testul suprem al husei și al foliei. The best pentru mine, pentru că de data asta sunt sigură că nu mai am cum vreodată să-mi sparg telefonul. Dacă se va sparge telefonul, e ceva în regulă cu telefonul. 100%, e pe interior treaba. Nu uitați, așa cum v-am spus, pe 13 septembrie la ora 6 se lansează Mobil Fox și aveți 33% reducere până în ora 12, dar again să fiți la ora 18 pe site, pentru că sunt sigură că va fi out of stock totul. Aveți garanție pe viață și nu uitați că transportul este gratuit, pentru că Mobil Fox vine pentru prima dată în România. Vă las linkul în descriere, să vă fie ușor să intrați pe site acolo și să fiți la ora 6. Again, 6, să fiți acolo. Vă super obicei și noi ne revedem în următoarele mele episoade de vlog. De data asta promit că telefoanele mele nu vor mai fi sparte, never ever. Vă super obicei și ne revedem fresh.